Te mai dai o dată ca să treacă? Te mai dai o dată? Ia zi, ți-a fost frică? Ți-a fost frică? Da, am văzut că sunt în siguranță. N-ai mai vrut la un moment dat să te dai, așa-i? Da, nu m-am mai dat niciodată. E prima oară? Da. Și cum ți s-a părut? Mi s-a părut așa ca în pericol ăsta, dar apoi am văzut că e interesant.
Mâine este ziua forțelor terestre și în toată țara, în toate garnizoanele. În această săptămână organizăm manifestări dedicate militarilor de la forțele terestre. Așa cum știți, militarii care în timp au adus și aduc onoare și cinste armatei române. Forțele terestre este cea mai importantă structură din categoriile de forțe în armata română. Așa, după cum știți, încă înainte de a fi primiți în NATO, militarii de la forțele terestre au participat la diferite misiuni în teatrele de operații externe. În această perioadă au fost rotiți prin teatrele de operații peste 40.000 de militari de la forțele terestre și au îndeplinit întotdeauna cu cinste și cu onoare misiunile care le-au fost încredințate de către stat sau de către conducerea ministerului. Și în momentul de față, chiar dacă este ziua forțelor terestre mâine, militarii de la această structură se află în teatrele de operații, peste 650 de militari se află în teatru de operații Afganistan, practic pe aeroportul Kandahar, unde asigură protecția forței. 1500 de militari se află la acest exercițiu comun pe care îl organizăm în aceste zile până la sfârșitul lunii în poligonul de la Zmârdani. De asemenea, alți 150 de militari se află în Germania, tot la un exercițiu organizat de către NATO. Astăzi am ținut să depunem coroane la monumentul celor care și-a pierdut viața în teatrele de operații. Și sigur că aici, în Parcul Carol, dorim să prezentăm până diseară, la ora 20, populației Bucureștiului preocupări ale militarilor din forțele terestre, dar și dotarea pe care și mijloacele de luptă pe care le au în dotare. Au ținut să fie alături de noi la această sărbătoare a forțelor terestre și militari din Statele Unite, partenerii noștri cu cele două transportoare Stryker, și sigur că nu-mi rămâne decât să le doresc militarilor din forțele terestre la mulți ani sănătate, lor și familiilor lor. Și nu știu dacă se poate numi așa, astăzi în ședința de guvern am aprobat proiectul de lege privind pensiile militare de stat. Facem o reparație, reparăm o nedreptate care li s-a făcut militarilor din toate structurile de securitate națională și credem că acest proiect de lege le conferă, după ce va fi adoptat de Parlament, le conferă militarilor o pensie decentă pe măsura riscului și a responsabilității pe care o au față de țară. Așa cum știți, militarii și-a asumă anumite riscuri, au și anumite privațiuni vis-a-vis de ceilalți cetățeni ai țării și sunt singurii care jură că își vor apăra țara chiar cu prețul vieții. Veți spune că, domnule, reintroducem pensiile speciale. Nu e vorba de pensii speciale în toate țările NATO. Sistemul de pensii militare este reglementat separat și proiectul acesta de lege, repet încă o dată titlul, proiect privind pensiile militare de stat, este un proiect care este adaptat și specific activității militare. Sigur că am văzut deja întrebări că de unde va suporta statul aceste pensii. Condițiile în care, în urma recalculării, bugetul a crescut cu 30% pentru pensii. Da, dacă dumneavoastră vă întrerupeți, nu vă pot răspunde. Din acest proiect de lege a fost realizat de către specialiști de la Ministerul Afacerilor Interne, de la Ministerul Apărării, de la celelalte structuri de securitate națională. De asemenea, ne-am consultat cu reprezentanții militarilor în rezervă, cu sindicatele care sunt organizate pe lângă Ministerul Afacerilor Interne, dar și Sindicatul Rezerviștilor Militar, și credem că este un proiect de lege care repară aceste nedreptăți. Din simulările care le-am realizat până acum, mai ales la Ministerul Apărării Naționale, influențele și impactul financiar este practic zero, având în vedere că proiectul de lege, în primul rând, creează un cadru juridic stabil pentru pensionarii militari și pentru cei care urmează să pensioneze, că proiectul de lege elimină anumite inechități care s-au creat odată cu aplicarea legii 263 și, așa după cum știți, pensiile militare se plătesc prin casa de pensii din subordinea Ministerului Apărării Naționale și vom găsi acele soluții ca
pensiile odată stabilite pe nouă lege să fie susținute și financiar. Că n-ați găsit soluția, să înțeleg, financiară. Nu, deci nu m-ați înțeles. Am precizat că impactul care noi l-am stabilit în urma simulărilor pe care le-am făcut este zero. Iar soluția financiară este bugetul Casei de Asigurări de la Ministerul Apărării Naționale. Deci, practic, se revine la vechiul sistem de pensie, la vechiul... Practic, se au în vedere principiile din vechea lege a pensiilor militare și... felul în care se va calcula pensia este unul mult mai echitabil și care nu creează, așa cum am precizat, anumite discrepanțe între diferite categorii de pensionari militari. Ce se întâmplă dacă, de exemplu, unor militari, în urma acestui calcul, le va scădea pensia, altora le va crește? Rămân cu pensia cea mai favorabilă. Este prevedere în lege. Mulțumim frumos, domnule. Și eu vă mulțumesc și, încă o dată, le doresc militarilor de la Forțele Terestre la mulți ani și celor care mâine sărbătoresc ziua de nume, la fel le doresc la mulți ani. Ședința de guvern s-a aprobat astăzi și proiectul de planificare a apărării. Așa este, noi avem o lege privind planificarea apărării, care este din 2004, atunci când am intrat în NATO. De atunci s-au schimbat multe și am adus câteva modificări la legea actuală privind planificarea apărării în conformitate și în concordanță cu planificarea apărării la nivel de NATO. Care sunt acele noutăți în ceea ce privește? Este vorba de directiva de planificare, de strategia de securitate națională, de felul în care se planifică forțele militare în funcție de cadrul general NATO. Da, și tehnică militară nouă pentru forțele terestre, ținând cont că am văzut la Smătan cât de vechi sunt echipamentele militare românești? Sigur că atunci când vorbim de militari, nu vorbim mai de militari în rezervă și de militari activi, vorbim și de veterani de război. Așa, după cum știți, la inițiativa premierului am stabilit prin hotărâre de guvern ca anul 2015 să fie anul veteranilor de război, la 70 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, și săptămâna viitoare vom adopta în guvern o ordonanță de urgență care a fost pregătită de către Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne privind indemnizația veteranilor de război. Practic se va dubla indemnizația veteranilor de război, pentru că așa putem aprecia ceea ce au făcut pentru România ca ea să fie ceea ce este astăzi. Este foarte bine. Acum am înțeles că este în valoare de 200 de lei, deci practic... Da, practic va fi în jur de 400 mulți, de lei. Cărora acești bani nu le ajung nici de medicamente. Așa este, dar cred că este o reparație pe care o facem și veteranilor de război. Practic dublăm suma, indemnizația pentru veteran. Bine, vă mulțumesc și vă doresc. Întrebarea era a colegului despre tehnica nouă pentru forțele terestre, eventual blindate și... Așa, după cum știți, am aprobat în CSAT un plan de creștere a capacității operaționale armate române și ca urmare a măsurilor de asigurare pe flancul estic al NATO și al Uniunii Europene și un program privind înzestrarea și modernizarea armatei române. Acest program se referă și la forțele terestre, și la forțele aeriene, și la forțele navale. De apreciat militarii pentru felul în care pregătesc aceste programe. Așa, după cum știți, în 2014 și în acest an am beneficiat de un buget mult mai mare. Practic, din 2008 încoace nu mai existat o asemenea alocare pentru Ministerul Apărării și acești bani vor fi destinați și pregătiți pentru a începe programe care vizează și înzestrarea la nivelul forțelor terestre. Oricum, la ședința de bilanț, de autoevaluare de la Ministerul Apărării Naționale, am precizat faptul că prin banii alocați anul trecut forțelor terestre am crescut de câteva ori capacitatea operațională a forțelor terestre, mai ales prin banii alocați pentru mentenanța tehnicii din dotare. Dar eu ieri am auzit și aprecieri deosebite la adresa tehnicii românești, mai ales la adresa tancurilor modernizate, care sunt mașini de luptă foarte apreciate și care fac față oricărei misiuni încredințate, fie pe teritoriul național, fie la exercițiile care noi participăm
în afara țării. Anul trecut au participat, nu mai știu exact, 24 de tancuri la un exercițiu multinațional în Germania și tancurile noastre au fost foarte apreciate pentru felul în care reușesc să îndeplinească și condițiile tehnice, dar și misiunile care li se credințează.